Momente de panică în Kosovo după ce au fost auzite mai multe explozii. Jurnaliștii sârbi susțin că polițiștii au intrat cu forța în sediul primăriei dintr-un oraș din nordul țării, au spart ușile și au înlocuit încuietorile înainte de a părăsi clădirea. Mai multe explozii au fost auzite în orașul Mitrovița de Nord din Kosovo. Ulterior, autoritățile au pornit sirenele pentru a alerta populația din zonă. Zeci de videoclipuri în care se auzeau sirenele din oraș au fost postate de localnici pe site-urile de socializare. Sunetul s-a auzit până în Leposavici. Potrivit localnicilor, un elicopter al forțelor militare NATO a survolat municipalitatea în mai multe rânduri. Detonările s-au auzit după ce membrii Comisiei Electorale din municipiu, însoțiți de polițiști, au intrat prin fracție în localul folosit în timpul ultimelor consultări, potrivit jurnaliștilor din Kosovo. Poliția kosovară susține că în unele zone din Zubin Potok și în Mitrovița de Nord au avut loc împușcături și explozii, însă nu au fost înregistrate victime. Tensiunile au escaladat în Kosovo din cauza unei dispute de lungă durată cu Serbia privind înlocuirea plăcuțelor de înmatriculare ale autoturismelor. Guvernul de la Priștina a insistat că aproximativ 10.000 de sârbi kosovari cu plăcuțe de înmatriculare emise de Serbia trebuie să-și înlocuiască plăcuțele cu cele emise de Kosovo. Un acord interimar a fost încheiat recent între guverne în încercarea de a opri tensiunile.